Hai să începem cu ce înseamnă un pivopod. Mulți încă nu cunosc ce fel de gadget e acesta, fiindcă e un produs exclusiv pe piața noastră, care îl găsești pe linkul din descriere sau pe buyone.md. În zilele noastre, când fiecare al doilea adolescent filmează videoclipuri și le postează pe rețele de socializare, un dispozitiv care va ajuta la transformarea celui mai obișnuit smartphone într-o cameră inteligentă pentru streaming sau apeluri video va fi foarte util. Review-ul de azi îl dedicăm tripiedului Pivopod Lite. În set primești dispozitivul propriu-zis, cablul de încărcare micro-USB, da, se putea și un Type-C deja, și documentațiile, un set standard. Pivopod Lite îmi permite în timpul filmării, fotografiilor sau streamingului să rămân în centrul atenției. Îmi va urmări poziția și se va roti în jurul axei sale la 360 de grade în mod automat. Acum hai pe scurs să-ți povestesc despre caracteristicile acestuia, ca mai apoi să nu apară careva întrebări. Pivopod Lite are o baterie de 500 mAh care îți ajunge pe vreo 10 ore. Măsoară 17 cm în înălțime și 10 în lățime. Greutatea maximală a dispozitivului suportat de acest pivopod e până la 900 de grame și o am verificat acest lucru desigur chiar acum. În primul rând, iau un smartphone standard pentru care ele și sunt preconizate. Nu e uimitor, o ține bine, la altceva nici nu mă așteptam. Următorul test, trecem la o tabletă cu dimensiuni mai mari, aici am un iPad 8 cu o greutate de aproape 500 de grame. Îl montez pe acest pivo, pornesc aplicația, iarăși totul e ok. Și acum cea mai grea încercare. Pun un iPad Pro de 11 inch cu grosime foarte mică, în jur de 5 mm și centrul de greutate destul de mare. Din câte vedeți, totul e stabil, îl învârte și nu cade jos. Cu acest test am înțeles că aici vor merge majoritatea dispozitivelor care le ai în casă. Acum am să-ți dau 4 modalități cum folosesc eu acest pivopod. Prima modalitate, așa cum sunt ele preconizate, doar fixezi telefonul sau tableta. A doua modalitate, poți fixa pivopodul pe un tripod în caz că ai nevoie de o înălțime mai mare sau dorești să ai posibilitatea de a regla înălțimea. A treia variantă, la fel și alte accesorii sunt compatibile cu acest dispozitiv. De exemplu, eu am acest holder pentru smartphone care îl pot fixa în locul celui original. Cu al său holder, la fel poți pune telefonul în poziție orizontală, dar nimeni nu a anulat diversitatea. Și ultima modalitate, îl utilizez ca stand pentru aparatul foto. Chiar nu ești limitat în experimentare aici. Acestea sunt doar câteva ca exemple. În real, sunt mai multe combinații. Acum, după ce am aflat caracteristicile și modul de utilizare, hai să trecem și la funcții. Pentru început, descarci aplicația Pivo Plus în Play Market sau App Store. Prima funcție și cea de bază, Face and Body Tracking. Funcția este activă în orice mod și poate să urmărească după față sau corp, astfel încât să fii mereu în centru. Sunt trei viteze cu care se învârte dispozitivul, lent, normal și rapid. Eu din start am ales rapid, fiindcă e rapid. Următoarea funcție, zoom automat. Această caracteristică mărește și apropie automat imaginea pe măsură ce te îndepărtezi de cameră, încât să nu fii prea îndepărtat sau apropiat de aceasta. Modul poză. Pivopod Lite poate fotografia automat cu modul pose. Îți alegi poziția, o ții pentru o secundă sau două și aplicația va face automat fotografia. Opțiunea flash. Aleg la câte grade se va roti dispozitivul, în ce parte, shooting mode las automat și hai să vedem ce a ieșit. E un fel de efect de mișcare rapidă, mie mi s-a primit după vreo 5 încercări, că nu înțelegeam de la început cum lucrează. Funcția double take. Câteva secunde te arăți într-un fel, după care poți îmbrăca un costum sau altă persoană ți-a locul și iese așa ceva. Aș spune că e bună pentru a accentua efectul de transformare. Funcția many me video sau mai mulți eu în video. Aici display-ul se împarte în trei părți egale, care sunt filmate aparte și respectiv te poți împărți în trei. Unde într-un loc poți sta doar, în altul să te întrebi ce se întâmplă și în al treilea să faci orice, chiar să dansezi. Eu nu pot dansa. O funcție care am apreciat-o mult e time-lapse. Acest dispozitiv e ideal pentru așa ceva. Poți alege la câte grade se va roti acesta și automat îți arată cât timp va lua asta. Direcția, rapiditatea și intervalul. Această funcție e genială în călătorii sau pur și simplu într-un trip poți să o iei cu tine. Modul 360 Studio. Pui un dispozitiv care ai nevoie să-l fotografiezi la 360 de grade. Eu am ales acest fotoaparat din motiv că îl pot fixa. După fixare, în timp ce e rotit, poți face poze sau să-l filmezi la 360 de grade. Prieteni, cam acesta a fost review-ul la Pivopod Lite, unde am vrut să vă arăt măcar câteva din funcțiile care le are. Dacă încă îți dai întrebarea pentru cine e acest dispozitiv, mulți poate vor spune că e pentru copii. Dar eu voi spune că e pentru oricine. Copiii vor găsi o grămadă de funcții distractive și educative aici, maturii îl pot
folosi cu ajutorul telefonului ca o cameră web în caz că nu ai acasă sau cea care o ai nu e calitativ. Iar oamenii de creație vor găsi multe instrumente de ajutor aici. Dacă mai ai careva întrebări, atunci nu uita să le adresezi în comentarii și cu drag îți voi răspunde. Dispozitivul, cum și-am spus, îl găsești în descriere și nu pleca departe, că aici îți mai dau careva video. Aștept să treacă 5 secunde, că video pot spune la 5 secunde.